Bine te-am găsit! Dacă te uiți la acest material, precis că în curând vei avea și tu examenul practic, traseul, proba practică pentru a obține mult doritul permis auto aici în Germania. Am pregătit pentru tine foarte, foarte multe, să spunem, greșeli pe care tu nu ar trebui să le faci dacă îți dorești acest permis. Nu numai că îți voi arăta care sunt aceste greșeli, eu ți le voi și explica cum să le eviți și ce trebuie să faci. Iar la sfârșit am o surpriză pentru tine, așa că haide să începem! Dacă tu vei întârzia la examen sau nu vei avea actul de identitate cu tine, sau buletinul tău, pașaportul este expirat, sau nu porți ochelarii sau lentilele de contact la tine, nu îi ai în acea zi la tine, atunci tu nu vei putea începe examenul, dar îl vei plăti, pentru că este vina ta. Nu numai că îl vei plăti cei peste 100 de euro la instituția unde vei fi examinat, ci va trebui să plătești și taxa la școala ta de șoferi. Și încă ceva. Pentru a avea voie ca să intri la examenul practic, instructorul trebuie să îți semneze o dovadă că tu ești gata cu școala și se numește Ausbildungsbescheinigung. Ai făcut cele 12 ore și el este de acord și este convins că tu ești deja pregătit, atunci el arată această dovadă, iar dacă tu nu o primești la el, nu o semnează, bineînțeles că poate vei începe examenul, dar îți este clar că nu vei reuși. Acum te pică în cască. Tu pornești și nu ți-ai pus încă centura. De aceea este foarte important, dacă ți se întâmplă de câteva ori în timpul orei de condus, să îl atenționezi pe instructor și să-i spui: în cazul în care eu nu îmi pun centura, vă rog, legați-vă și dumneavoastră din nou, puneți-vă centura, atenționați-mă într-un fel sau altul. La mulți elevi se întâmplă că instructorul să nu arate unde se pornesc ștergătoarele, iar dacă începe să plouă sau să ningă și tu nu știi să le pornești, bineînțeles că te va pica. Geamurile, parbrizul sunt aburite și tu nu știi să pornești aerul condiționat. Iarăși este o greșeală când te-a picat până tu nici nu ai plecat de pe loc. Dacă în timpul condusului instructorul tău intervine verbal sau frânează, accelerează, apasă ambreiajul, bagă mâna în volan, te-a picat examinatorul. Instructorul tău te cunoaște pe tine, poate ești un om care frânează puțin mai târziu, cade vede lucrurile puțin mai târziu, de aceea vezi tu și vorbește cu instructorul și spune-i: bineînțeles, știți că eu frânez mai târziu sau ceea ce faci, și atunci îl rogi să te susțină la acest lucru. De multe ori trebuie să pornești examenul cu spatele, deci trebuie să dai cu spatele pentru a ieși de pe o parcare, pentru a ieși dintr-un loc mai îngust, de exemplu, dintre două mașini. Și de multe ori pici dacă dai prea repede din volan la dreapta sau la stânga și vei atinge un obstacol. Așa că ai grijă în primele secunde când ai plecat de pe loc. Zona cu trafic liniștit. Dacă intri într-o asemenea zonă, tu trebuie să conduci cu viteză la pas și în treapta întâia de viteză. Dacă tu conduci mai repede și mergi în treapta a doua, te-a picat. Exact așa, dacă părăsești zona sau dacă părăsești
Făcher speruiște beraj această Spielstraße, atunci tu nu ai prioritate. Deci, cu toate că cel roșu vine din dreapta, cel verde are prioritate. Ai, te rog, grijă la acest lucru. Intri într-o intersecție și te ghidezi după semaforul greșit. De exemplu, tu stai la semafor ca să virezi la stânga și cu coada ochiului îi vezi că pe cei care sunt încadrați lângă tine, care merg tot înainte, pornesc. Tu nu te mai uiți la semaforul tău și pornești și tu, bineînțeles, că ești picat la examen. De aceea ai grijă la semafor cum privești. Următorul este, semaforul este roșu și tu nu te oprești la linia albă. De multe ori, dacă este o ieșire, o intrare, sunt diferite lucruri, atunci tu ai, când este semaforul roșu cu câțiva metri înainte, ai acest panou adițional și o linie albă și scrie by road hier halten. Deci la roșu aici să te oprești. Trece de această linie ca să ajungi până la semaforul roșu, te-a picat la examen. În multe orașe unde avem autostrăzi, avem o asemenea situație unde vezi acest indicator, ceea ce înseamnă că banda de urgență tu trebuie să o folosești. Deci, Seitenstreifen befahren. Nu o folosești, te pică. Dacă tu vii aici și ți-aduci aminte mult mai târziu, trebuia să folosesc banda de urgență, nu contează, tu ai dreptul peste această linie să treci dincoacea și să conduci așa cum o face cel roșu. Nu conduci cu viteza cerută. De exemplu, nu ai niciun indicator cu viteză maximă admisă și ai voie să conduci cu 130. Arată că conduci cu 130. Da? Că știi să conduci, arată că știi să depășești. Sau, dacă ai voie numai 100, conduci 100 și nu 80. Deci este foarte important să te uiți și la panourile adiționale. De multe ori este soare afară și ai voie să conduci cu 100 și dintr-o dată vine un indicator, viteză maximă admisă 80 și dedesubt un panou adițional bainese. Deci conduci 80 numai atunci când plouă. Deci ai grijă să conduci viteza care se cere. Nu respecti distanța, da? Dintre tine și cel din față. Sau tu iei jumate din vitezometru, conduci cu 100, ai 50 distanță, 50 de metri, sau numeri 2 secunde, 2 secunde în abstand. Și asta este foarte important. Eu tot timpul le spuneam la elevii mei, dacă nu aveau distanță, deci eu asta îi învățam așa din timp, în timpul orelor de condus, un trick de al nostru, spuneam cu voce tare, eu nu vreau să știu când cel din față merge la TÜV. Deci eu îi puteam citi plachetele și vă dați seama, plachetele alea sunt foarte mici pe numerele de înmatriculare. Deci dacă eu le vedeam, apoi atunci nu aveați niciun pic de distanță. Apoi, nu formezi aleea de salvare Rettungsgasse. Deci, dacă auzi că vine pompierii, mașina poliției, salvarea, tu trebuie să formezi această alee de salvare. Dacă sunt două benzi, o formezi pe mijloc și dacă sunt trei benzi, o formezi între banda stângă și cea din mijloc. Deci, ai grijă și aici. Apoi, nu te comporți corect pe banda de încadrare. Înainte se numea Beschleunigungsstreifen. Tu trebuie totdeauna aici când vii să fii atent și dacă nu este stau, dacă toate mașinile circulă normal, apoi dă-i aici bice și condu 70, 80, 90 la oră, rămâi în viteza 3-a, în treapta 3-a. Și după aceea, după ce ai schimbat banda, mergi în treapta 4-a de viteză. Deci dacă nu te comporți aici cum trebuie, bineînțeles că te pică. Acum, dacă nimeni, băi, în ruptul capului nu te lasă nimeni să treci peste
să te încadrezi aici, nu avea frică și treci peste această linie continuă, mai bine, dar treci și te încadrezi după aceea, decât acum să faci o frână bruscă și dita mai mașina intră în tine. Deci, ai grijă pe banda de încadrare. Acum, dacă tu toate aceste lucruri încă nu le știi, eu pot să te ajut și să te susțin cu materialele pentru examenul teoretic. Ai totul tradus în limba română și multe explicații în limba germană cu chestionarele. Avem și pentru practică, avem și cursuri cu 10 de videoclipuri, cursuri manual pe care îl poți avea sau poți face cu mine teoria pentru școala ta de șoferi și eu te învăț foarte multe, nu numai pentru teorie, ci și pentru examenul practic. Toate aceste lucruri le găsești și pe linkul care este postat vioricarobina.com în shop sau te invit în blogul meu, tot pe vioricarobina.com, ai o grămadă de articole interesante. Toate aceste filme și multe, multe lucruri interesante găsești și pe canalul meu de YouTube. Aici pe acest link ajungi la playlist și poți să-ți alegi că vrei să înveți limba germană, că vrei să afli o grămadă de lucruri interesante, le găsești pe canalul meu de YouTube. Și, bineînțeles, pe pagina de Facebook Viorica Robina, instructor autoromân și consilier MPU în Germania. Dacă am putut să te ajut, eu mă bucur nespus, vei putea pe vioricarobina.com descărca și aceste informații, aceste greșeli ca PDF, iar pe instructor, pe Facebook, vei putea găsi și aceste poze. Eu îți mulțumesc și dacă am putut să te ajut, eu mă bucur. Doamne ajută!